Robert Lewandowski este în prezent unul dintre cei mai buni atacanți din lume, acesta este golgheterul lui Bayern München și actualul capitan al naționalei Poloniei. Știind că v-ați dori foarte mult să auziți această poveste, am decis ca astăzi să vorbim despre acesta. August 1988 este ziua în care s-a născut acest super atacant, într-o familie catolică în capitala Poloniei, Varșovia. Părinții săi erau sportivi destul de cunoscuți în Polonia. Tatăl său a fost luptător de judo și fotbalist, iar mama sa a jucat volei în prima ligă poloneză. Robert, încă de când era micuț, a fost atras de sport, a încercat mai multe sporturi, dar cel mai mult l-a atras fotbalul. Tatăl său l-a dus la fotbal la vârsta de 9 ani, la Varșovia, unde condițiile nu erau chiar potrivite pentru fotbal. Se schimba într-o cazarmă veche neîncălzită, cu ferestre sparte, nepotrivite pentru micuții fotbaliști care jucau acolo, iar terenul avea mai mult nisip decât iarbă. După 7 ani, a părăsit clubul de juniori și a semnat cu Delta Varșovia, echipă de Liga 5-a care furniza în mod direct jucători echipei Legia Varșovia. Din păcate, omul care l-a încurajat cel mai mult să devină fotbalist, tatăl său, a murit în 2005 și nu a apucat să-l bată jucând la un club de seniori. În ciuda vârstei sale foarte mici, dorind să diminueze povara financiară a mamei sale, s-a mutat cu sora sa mai mare la Varșovia și a adunat fiecare bănuț pe care l-a câștigat la clubul de fotbal Delta. În sezonul 2005-2006 a fost rezervă, dar prindea minute bune în timpul meciului, iar de câte ori intra, juca foarte bine, iar asta a atras atenția scouterilor și antrenorilor săi. Din păcate, s-a accidentat destul de tare, contractul lui se terminase cu Delta, iar Legia nu a vrut să-l ia în lotul său, așa că cariera lui se îndrepta spre final. A revenit din accidentare, dar nu aparținea nici unui club și nu avea acces la nicio bază de antrenament. Din fericire, mama sa a intervenit și l-a ajutat să-și continue visul. Snig Pruskov l-a luat pe acesta asumându-și un risc pentru că Robert era predispus accidentărilor. A urmat o creștere fantastică și împreună cu echipa sa au ieșit pe locul 1 în Liga 3 din Polonia. Lech Poznan l-a remarcat pe acesta și l-a transferat și nu au regretat, polonezul a reușit să înscrie 20 de goluri în primul sezon, a stat destul de puțin la echipă, doar 2 sezoane, jucând 58 de meciuri și marcând 32 de goluri, niște cifre bune pentru un tânăr atacant. Englezii de la Blackburn au oferit 4 milioane de euro pentru polonez, clubul a acceptat, iar Robert își dorea foarte mult să joace în Premier League, așa că a acceptat și el. Totul era aranjat, toate discuțiile duceau spre un transfer la Blackburn, așa că oficialii englezi l-au invitat pe Lewandowski la începutul lunii aprilie la un meci de campionat cu Everton pentru discuția finală. Polonezul și-a luat bilet de avion, însă zborul a fost anulat în ultimul moment, din cauza erupției unui vulcan în Islanda. Norul de cenușă a paralizat atunci traficul aerian spre vestul Europei, timp de câteva zile. Lewandowski a rămas astfel în Polonia. Apoi pe fir au intrat oficialii de la Napoli și cei de la Borussia Dortmund. Până la urmă nemții au câștigat licitația, după ce au făcut o ofertă de nerefuzat pentru Lech, 4,5 milioane de euro. În vestiarul Borussia Dortmund a devenit coleg cu conaționalii săi, Lukas Piszczek și Błaszczykowski, dar și Hummels, Mario Götze și Kagawa. Lucas Barrios, atacantul titular al formației germane, s-a accidentat la Copa America, așa că Jurgen Klopp a avut încredere în el și l-a folosit titular. I-a răsplătit încrederea lui Klopp și a devenit unul dintre cei mai buni atacanți din Bundesliga. A înscris o mulțime de goluri, iar Dortmund a devenit o forță a Europei, avându-l pe acesta în atac. Momentul de glorie a lui Robert Lewandowski a fost atunci când a marcat un hat-trick împotriva lui Real Madrid în semifinala de UEFA Champions League în anul 2013. Borussia Dortmund, cu o generație extraordinară, avându-i în lot pe Marco Reus, Iker Gundogan, Hummels, Perisic și, bineînțeles, Lewandowski, ajung în finala UEFA Champions League. În finală, Dortmund a jucat împotriva marii rivale, Bayern München, care o eliminase pe Barcelona. Dortmund a pierdut cu 2-1 această finală. Robert Lewandowski a intrat în atenția lui Bayern München, care l-a duce pe acesta pe Allianz Arena.
În perioada petrecută la Borussia Dortmund, joacă 183 de meciuri și marchează 103 goluri. Bayern a reușit să facă unul dintre cele mai bune transferuri, luându-l liber de contract pe Robert Lewandowski. În vestiarul bavarezilor întâlnește mari fotbaliști precum Müller, Robben, Ribéry, Neuer, Xavi Alonso și Philipp Lahm. La Bayern München devine o mașinărie de goluri și unul dintre cei mai buni marcatori din Europa. Cu Bayern câștigă 4 titluri de campion a Germaniei, o Cupa Germaniei și 3 supercupe. În prezent este capitanul Poloniei și este cel mai bun jucător polonez din istorie, jucând pentru naționala sa 102 meciuri și marcând 55 de goluri, câteva dintre ele înscrise și în poarta naționalei noastre. Acum că ne apropiem de final, am dorit să știm pe cine preferați dintre Robert Lewandowski și Luis Suarez, ambii fiind mereu printre cei mai buni atacanți și fiind mereu comparați. Dacă v-a plăcut acest videoclip, spuneți-ne în comentarii cum am putea face această serie și mai interesantă și cu cine vreți să fie următoarea poveste. Bineînțeles, nu uitați de like, share, subscribe și like la pagina de Facebook. Salut!